Cu trecerea timpului, partidul intensifica munca pentru terminarea colectivizării. Ultimii îndărătnici sunt forțați să viziteze gospodării colective model, susținute mai ales material, în scopuri evident propagandistice. Țăranilor din comuna Verbicioara li se arată o recoltă deosebită a colectiviștilor din comuna Piscu Vechi. Cu această ocazie, toate teoriile despre avantajele muncii în comun și metodele avansate ce se aplică în agricultura socialistă sunt puse pe tapet. Și pentru a fi mai convingători, țăranii sunt invitați în casa unui sătean din comuna vizitată, pregătită, evident, din timp, în scopul impresionării oaspeților. Vizită la colectivistul fruntaș Tudor Ion, întotdeauna bucuros de oaspeți. Întovărășiții din Verbicioara au văzut că puterea economică a gospodăriei se oglindește nemișlocit în viața colectiviștilor, care a devenit îmbelșugată, veselă, civilizată. 27 aprilie 1962. Mult așteptata zi a sosit. Are loc sesiunea extraordinară a Marei Adunări Naționale în noua sală a expoziției, unde partidul a invitat în mod simbolic 11.000 de țărani pentru a reaminti de răscoala din 1907. La orele 10, Gheorghiu Dej își începea cuvântarea. Tovarăși, sesiunea extraordinară a Marei Adunări Naționale este consacrată unui măreț eveniment istoric în viața poporului nostru. Terminarea colectivizării agriculturii. În Republica Populară Română, socialismul a învins definitiv la orașe și sate. Tema conferinței, știți foarte bine, Gheorghe Gheorghiu Dej, spionajul și dezvoltarea agriculturii românești. Nu? Lansarea de carte, al doilea număr, va fi lansarea de carte, de la SSI la SIE, cu istoria spionajului românesc în timpul regimului comunist, 1948-1989, autor dr. Florian Banu. Dar pentru că domnul dr. Florian Banu este pentru prima dată în mijlocul nostru, o să-l rog pe domnul Liviu Țăranu să ne facă o scurtă prezentare a activității domnului Florian. Câteva lucruri despre autorul conferinței de astăzi. E unul din cei mai importanți, aș spune, reprezentanța ai noului val din istoriografia noastră. Chiar dacă are rădăcini bârlădene, părinții sunt de aici, din zona Bârlatului, e născut la Hunedoara și facultatea a făcut-o la Galați, iar doctoratul și l-a dat la Institutul de Xenofol, la Institutul Xenofol de la Iași. Este, vă spuneam, unul din istoricii din noul val, din acest val de după 1990, de după 2000, în care tinerii aparent au abandonat studierea istoriei, că de, nu ne mai interesează trecutul, ceea ce e important e prezentul și mai ales viitorul. Puțini tineri s-au aplicat cu pasiune asupra istoriei și și mai puțini au făcut, să spunem, performanță în zona asta istoriografică, iar Florian, domnul Banu, este, fără discuție, unul dintre cei care face performanță, care, prin cărțile pe care le-a publicat și prin studiile pe care le-a publicat de-a lungul timpului, după 2000 și până astăzi, a demonstrat că și din noua generație pot să apară istorici de calibru. Din 2000 lucrează la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din București. Este unul din cei mai apreciați cercetători în zona asta de istoria comunismului și, în particular, istoria securității din România, istoria securității acestei instituții represive care a funcționat între anii 1948 și 1989. După cum știți, în toamna trecută am lansat aici la dumneavoastră un volum legat de istoria securității, primul volum, dintr-o trilogie, sperăm să iasă, până la urmă toată trilogia, dacă nu ni s-o pune destule bețe în roate. Este recunoscut, cel puțin în mediul istoriografic din București, ca fiind un foarte bun expert pe zona aceasta de
care ține de istoria serviciilor secrete românești în a doua parte a secolului 20. Eu zic că cel mai bine este să lăsăm pe el să vă spună ce are de spus, legat, desigur, acum și de Gheorghe Udeș, pentru că țin una din țintele noastre, unul din obiectivele noastre este ca prin aceste conferințe să menținem într-un fel sau altul treaz spiritul, ideea în sine de a recupera această casă a lui Gheorghe Udeș, de a nu lăsa să cadă în ruină și de a duce mai departe acel proiect pe care îl gândise doctorul, regretatul doctor Constantin Teodorescu, care propusese în 2011 un centru de documentare antitotalitară care să fie asociat, legat, construit lângă această casă Deș. Ideea au fost, ideile sunt bune și proiectele sunt bune. E important să avem și susținerea locală, susținerea noastră și susținerea autorităților locale pentru a nu lăsa acea casă să, practic, să cadă în ruină, așa cum s-au întâmplat cu multe, multe alte obiective, care amintesc și de istoria regimului comunist, dar care amintesc de marile personalități pe care le-am avut în istoria secolului 20. Iar îmi pare rău să o spun, bârlădenii și bârlatul au doi mari șefi de stat, de care au foarte multă grijă, cu ghidimele de rigoare. Subiectul conferinței mele, așa cum ați văzut, se referă la relația destul de puțin cunoscută, aș spune, dintre Gheorghe Gheorghe Udeș, dezvoltarea agriculturii românești și spionaj. La prima vedere, elementele comune, elementele de intersectare, ar putea părea puține, dar dacă studiem documentele care s-au păstrat, vom vedea că lucrurile stau puțin diferit. Așa cum îndeoște este cunoscut, România s-a considerat în multă vreme o țară eminamente agrară și în ziua de astăzi unul dintre cele mai dragi mituri ale culturii populare este că România a fost grânarul Europei. Lucru parțial adevărat, pentru că acest export masiv de grâu se făcea pe seama unui consum redus în plan intern, unde mămăliga era la putere. Peste jumătate din populația României mânca pâine la marile sărbători. În rest, alimentația cotidiană se domina mămăliga. De asemenea, se uită foarte des faptul că în perioada interbelică, producția la hectar la principalele culturi în România era pe ultimul loc din Europa, având cantități recoltate la hectar mai mici decât bulgarii sau decât chiar decât grecii. Deci stăteam foarte prost la acest capitol. Plecând de la acest mit mult perpetuat al României, grânarul Europei și țara eminamente agrară, au fost uitate și o serie întreagă de alte aspecte legate de agricultura românească. Așa duce aici în atenție faptul că exista o suprapopulație agricolă în raport cu alte state europene, chiar dintre cele puțin dezvoltate, numărul de lucrători la hectar era foarte mare. Deci, o bună parte din populația României trăia în mediul rural, iar această suprapopulație agricolă reprezenta o permanentă presiune, pentru că, firește, nivelul de viață nu putea fi prea ridicat, iar fermițarea aceasta a pământului continua de la generație la generație. S-au propus diverse soluții, unele dintre ele vizau chiar migrarea masivă a românilor către state cu deficit de forță de muncă, atunci nu s-a ajuns la asta decât parțial prin Transilvania. Aldreienii care mai plecau peste ocean, dar iată că s-a ajuns în zilele noastre, de-au plecat vieții oamenii unde au văzut voi. Din acest lucru, din faptul că exista un surplus de brațe agricole, nici dotarea tehnică a agriculturii nu era strălucită, pentru că marii cultivatori preferau să folosească forța manuală de lucru, foarte ieftină și din abundență, decât să investească în utilaje și tehnologii moderne de cultivare a pământului. Deci, dacă mergem la documentele vremii și la cifrele reale ale vremii, vom vedea că agricultura României în pragul celor de-al doilea război mondial și cu atât mai mult după încheierea acestui conflict, era departe de a da o situație prea strălucită. După al doilea război mondial, așa cum știm, au urmat
perioada de secetă, foametea teribilă din 46-47 care a afectat mai ales regiunea aceasta a Moldovei. Deci în momentul în care regimul comunist a preluat conducerea României, agricultura se afla într-o situație deloc de invidiat. Din acest motiv, una dintre direcțiile de preocupare a conducerii de atunci a fost și modernizarea agriculturii, aducerea ei la un nivel comparabil cu a statelor mediu și bine dezvoltate, lucru destul de dificil de făcut. Din păcate, în memoria colectivă, Gheorghiu deja a rămas asociat ideii de colectivizare, o idee benefică în sine, pentru că, așa cum se știa și așa cum s-a demonstrat și după 90, o agricultură modernă nu se poate face decât pe suprafețe mari, suprafețe obținute în sistem cooperatist. În România, de exemplu, nu știu câte lume știe că populația jvabă și săsească își cultiva terenurile prin cooperative agricole. Adică cooperative agricole nu erau o noutate absolută în România. Sistemul cooperatist intervenit fusese destul de bine dezvoltat. Modul în care s-au realizat cooperativele agricole a fost cu tot o altă poveste. Abuzurile săvârșite aici au fost numeroase. Țăranii care fuseră împroprietăriți, unii dintre ei, cu numai câțiva ani în urmă, ca rezultat al reformei agrare din 45, au perceput-o ca acum statul vine și le ia înapoi pământul, s-au opus cu toate tragediile care au derivat de aici. Ca să fac o paranteză, bunicii mei sunt din comuna Puiești, aici la 27 de kilometri. Bunicul meu a intrat în colectivă, cum se zicea atunci, semnând cererea de aderare cu piciorul. Cu alte cuvinte, au tot încercat să-l oblige să se înscrie. Asta a fugit prin pădure vreo 2-3 săptămâni, nu-l găseau. Într-o seară, când a venit acasă să-și ia alimente, cei care erau însărcinați cu colectivizarea, l-au pândit, l-au înconjurat acasă, au intrat în casă. Bunicul se băgase sub pasăra. Au dat să-l tragă afară, să-l oblige să semneze cererea de intrare în colectiv, n-au reușit. Fiind destul de voinic, papele de acela fă țăruși bătuți în pământ. A prins cu pâine de țăruși de la și nu l-au fost scoate. Atunci l-au descălțat la un picior, i-au mâncit un deget în cerneală și l-au pus pe cerere. Și i-au zis, ba de Vasile, stai acolo cât vrei, că dacă mai ești în colectiv, nu-i problemă. Deci, oamenii au rămas cu ideea asta, că au venit comuniști, ne-au luat pământurile, ne-au nenorocit. Adevărul este că se încerca o modernizare a agriculturii, se încerca trecerea la mecanizarea agriculturii, la chimizare, la folosirea unor soiuri de plante și de animale superioare. Dar a lipsit capacitatea de a le explica oamenilor ce se dorește, capacitatea de a-i convinge pe oameni, iar măsurile represive n-au făcut decât să-i întărâte și să-i înrăiască pe oameni, să creeze o contrareacție violentă a populației. Pe acest fundal trebuie spus, că, în acest peisaj, trebuie spus că Occidentul, firește că nu percepea cu ochii foarte buni un eventual competitor. Așa cum știți, și atunci și acum, bătălia pentru piețe, bătălia pentru desfacerea produselor este una cât se poate de acerbă. Aici nu încap problemele astea că ne iubește cineva sau ne urăște cineva. Lucrurile astea nu se fac din dragoste sau din ură, ci se fac pentru a atinge niște interese economice, cât se poate de reale. Așa cum știți, în perioada anilor 93-94, una din marile preocupări ale statelor cu agricultură puternică din Occident era ce vom face cu România și Polonia, care se preconiza că vor intra în spațiul acesta european, ca mari producători agricole. În momentul în care fermierii francezi se băteau cu fermierii spanioli care să vândă mai mult vin, care să vândă mai mult lapte și așa mai departe, contingente și toate astea. Deci nimeni nu privea apoi bunul nou producător. Nici atunci, nici acum și probabil că nici în viitor. Competiția va rămâne deschisă. De aceea, la nivelul anilor 50, multe din tehnologii, multe din noile metode folosite pentru obținerea unor soiuri de plante mai rezistente, cu o productivitate mai mare, erau considerate secrete la fel de importante ca și secretele militare, ca și secretele tehnologice. Și atunci, firește că fie erau obținute plătind bani buni pentru aceste soiuri de plante sau specii de animale de rasă superioară, fie apelând la calea mai simplă a spionajului. Acum și cu spionajul acesta economic sau tehnico-economic sau științific, aici denumirile sunt multiple și adesea domeniile se întrepătrund. Noi români am fost obișnuiți
prin intermediul Europei Libere, care a prezentat scrierile generalului defector Ion Mihai Pacepa ca un adevăr suprem, am fost obișnuit să percepem acest lucru ca fiind ceva rușinos, ceva care nu se face. Iată, numai Ceaușescu și comuniștii furau de la capitaliști secrete tehnologice un lucru rușinos, un lucru care nu se face. O imagine total deformată, spionajul economic există de când lumea, nu e o invenție recentă. Să ne aducem aminte cum a fost obținut secretul mătăsii din China, câte bătălii s-au dus pentru a afla secretul tehnologiei fabricării purpurei în antichitate, secretul focului grecesc și așa mai departe. În ziua de astăzi vedem foarte bine că state aliate, Franța și Statele Unite, ca să dau exemple concrete, nu se spionează reciproc. Marile concerne, marile trusturi internaționale au propriile departamente de spionaj și contraspionaj. Oamenii însărcinați să afle secretele producătorului advers, ce mașini urmează să lanseze, ce specificații tehnice au, ca să-și adapteze propria producție. Afle lucruri despre adversar. Deci un lucru absolut normal. Cu atât mai mult, în epoca respectivă, trebuie să fi părut conducătorilor de atunci ai României un lucru firesc să captureze niște cuceriri ale științei de la adversarii capitaliști. Nu? Două blocuri politico-militare care se înfruntau în mod ireconciliabil. Și atunci a apărut în cadrul securității un departament specializat, un departament însărcinat cu spionajul tehnico-economic. În cadrul Direcției de Informații Externe s-a creat acest departament. Oamenii încadrați în el aveau ca misiune să obțină orice informație, orice tehnologie, orice date care ar fi putut să fie folosite pentru dezvoltarea industriei militare și civile din România, dar și agriculturii și altor domenii de producție, chiar în domeniul turismului și așa mai departe. Printre primele operațiuni pe care le regăsim atestate de documente, se numără așa numita operațiune Geneza. Operațiunea Geneza, pe care o amintește inclusiv Ion Mihai Pacepa, generalul defector, bineînțeles cu mustrările de rigoare, adică cum și-au permis comuniștii să facă așa ceva Statelor Unite ale Americii. În ce a constat această operațiune Geneza? La vremea respectivă, adică la jumătatea anilor 50, una dintre marile probleme ale agriculturii românești era modernizarea culturii porumbului. Și trebuiau obținute soiuri de porumb cât mai rezistente, cu o germinație mai scurtă, rezistente la secetă, rezistente la dăunători, și din practica mondială se văduse că acest lucru era posibil prin tehnica hibridizării porumbului, tehnică ce fusese perfecționată mai cu seamă în Statele Unite ale Americii. La vremea respectivă, evident că relațiile politice dintre cele două blocuri, militare și politice, nu permiteau un schimb facil a unor astfel de informații. O primă fisură în acest adevărat, dacă vrem, în cortina de fier, să zicem așa, apărut în toamna 1955, când în România au fost invitați doi mari fermieri americani, mari producători de porumb din statul Iowa, Roswell Gast și dr. Gheza Schutz. Gheza Schutz era un evreu de origine maghiară, emigrat în Statele Unite. Cei doi fuseseră invitați mai întâi de Hrușciov în URSS, făcuseră o vizită, văzuseră nivelul la care ajunsese agricultura sovietică. La vremea respectivă, Hrușciov declanșase acea campanie de întrecere cu sistemul capitalist. Nu? Progresele pe care le înregistrează în primii ani vor face ulterior să afirme să scoată acea replică celebră, vă vom îngropa. Adică capitalismul e pe marginea prăpastiei, o să vă dăm brânciul final și ne vom triumfa. Lucrurile n-au stat așa. Cert este că cei doi americani de care vă spuneam, după ce au vizitat URSS-ul, la întoarcere s-au oprit în România. Aici au fost duși să vadă stațiunile experimentale de la Lovrin și Mărculești, Cooperativa Agricolă Colectivă Lenauheim și Uzina de Tractoare Ernst-Ellmann din Brașov. Evident, denumirile sunt cele din epoca respectivă. Din România au trecut în Ungaria, unde la fel au făcut o vizită de documentare, pe care au plecat în Statele Unite. Pe parcursul discuțiilor pe care le-au purtat la București,
au arătat gazdelor că dacă în România, cu condițiile de sol și climă existente, s-ar aplica tehnologiile americane, producția crește de spectaculos. Producția de porumb, în special cei doi răpânzători de porumb. Și spuneam așa că numai prin introducerea hibrizilor, sporirea producției putea să varieze între 10 și 30% în funcție de zonă. Dacă se adăugau și măsuri de mecanizare și chimizare, adică oferirea unui sprijin prin îngrășăminte chimice, producțiile ar fi sporit și mai mult. Evident că o astfel de perspectivă nu putea decât să fie seducătoare pentru conducerea României. Specialiștii români au propus conducerii partidului ca să facă un experiment, să doteze două gospodării, una de stat, o gospodărie agricolă de stat, Unghiase și Unghiace, cu tehnologia americană și să importe semințe de porumb american. Undeva între 500 și 1000 de tone de semințe hibride de la cei doi americani, din Iowa. În același timp au trimis la fața locului, adică în Statele Unite, o delegație. În 27 noiembrie, au stat o lună zile, din noiembrie până la sfârșitul decembrie 1955, o delegație cu Ministrul Ajutorului Agriculturii, doctorul Virgil Gligor. Aceștia au vizitat New York, Chicago, Minneapolis, Washington, au vizitat ferma lui Garst din Iowa, ferme agricole, zootehnice, instalații pentru producerea semințelor de porumb hibrizi, a puilor hibrizi, un colegiu agricol de la Universitatea din California, mari lucrări de irigații pe fluviile Sacramento și San Joaquin, abatoarele celebre de abatoare din Chicago, cele mai moderne la vremea respectivă și probabil că și astăzi, o uzină de tractoare, o fabrică de produse lactate. Au încercat, practic, să-și facă o idee asupra nivelului atins de agricultura și zootehnia americană, dar și de mult de organizarea acesteia. Impresiile, evident, au fost mai mult decât pozitive. Raportul pe care l-au întocmit la întoarcerea în România a fost unul extrem de elogios și în finalul vizitei au semnat și două contracte comerciale importante pentru importul a 1000 de tone de semințe de porumb hibrid, soiuri diferite pentru fiecare zonă a României, un anumit tip de hibrid și de asemenea au luat 10 seturi complete de utilaje pentru cultura porumbului. Așa zise cum scria în document, acestea reprezentau ultima expresie a tehnicii americane. De asemenea, am mai cumpărat îngrășăminte chimice, insecticide, fungicide, utilaje pentru cultura plantelor, combine autopropulsate, combine tractat, scositoare, topătoare, mașini de baut a fân, în sfârșit. Mai multe produse, cum am zis, de vârf. Ideea este că cu aceste semințe s-au făcut loturi experimentale în țară și, grație și unui an foarte bun din punct de vedere climatic, s-au obținut niște recolte de-a dreptul spectaculoase, astfel încât, practic, conducerea României a fost sedusă de perspectiva aceasta a introducerii porumbului hibrid în România. Iată o serie de practici de mijloace care au fost folosite pentru dezvoltarea agriculturii, pentru dezvoltarea zootehniei, a industriei prelucrătoare acestor produse, obținute, așa cum am zis, prin mijloace neortodoxe, poate blamabile din punct de vedere moral, dar perfect legitim într-o lume care este animată de acest spirit al concurenței și al obținerii unui profit maxim. O lume foarte dură, în care regulile morale sunt adesea puse în paranteză și trecute cu vederea. Deci, în inimă, cam asta ar fi. Concluzia e, după părerea mea, una pozitivă, în sensul că economiile bugetare nu sunt deloc de neglijat. Un stat care folosește spionajul economisește sume colosale care ar trebui investite în cercetare, iar sumele care sunt obținute sunt uriașe uneori. Și în acest sens o să vă dau un citat din fostul șef al spionajului francez, contra Alexandre de Marenș, care spunea în felul următor. Serviciile de informații descoperă un proced, descoperă cu ghilimele, evident, un procedeu folosit în altă țară. Dacă respectivul procedeu ar fi trebuit inventat și pus la punct, s-ar fi cheltuit poate ani de muncă și milioane de franci. Această formă de spionaj, spionajul tehnico-economic, se practică nu numai față de dușman, ci trebuie să o spunem și între prieteni.
În serviciile de spionaj demne de acest nume, sunt adesea cazuri în care, cu o singură operațiune, se reglează bugetul pe un an al ansamblului serviciilor. Desigur, serviciile de informații nu sunt remunerate în mod special pentru aceasta, dar industria țării profită. Ca să închei, concluzia este în felul următor. O țară care nu investește în cercetare, trebuie să investească în spionaj. Dacă nu investește nici în cercetare, nici în spionaj, va dispărea ca factor activ din relațiile internaționale. Acum trebuie să trecem la partea a doua a activității, nu? Să prezentăm opera domnului doctor Corneam Bară. Îl rugăm pe domnul doctor Cristoneam să ne facă primele prezentări, primele apreciere asupra cărții. Ascultând conferința lui Florian, mă gândeam că, într-adevăr, un serviciu de informații este unul care vine din antichitate. Știm cu toți, asirienii au fost printre primele popoare, primele state care au avut serviciul de spionaj folosit în campaniile lor militare. Chiar și în Biblie aflăm informații despre evrei infiltrați în rândul inamicilor pentru a culege secret. Din păcate, o istorie a unui astfel de serviciu în România de multe ori se lovește de un mental oarecum negativ, deoarece istoria Serviciului de Informații Externe a României se suprapune cu mare cu istoria Partidului Comunist. Și instituția a fost folosită ca atare, atât de partid, cât de statul român, și de aceea impresia mentală este, în general, una negativă, fără a ține cont, cum spunea Florian, că un astfel de serviciu funcționează în orice stat, culege informații pentru statul respectiv și aduce nenumărate contribuții pentru statul respectiv. De aceea îl felicit din inimă pe Florian pentru curajul de a se fi apropiat de această temă. Și consider că suntem de acum la mai mult de 25 de ani de la Revoluție, în care credem că apele s-au liniștit, putem să atacăm astfel de subiecte fără ură, fără părtinire, așa cum trebuie să o facă un istoric. Și această carte ilustrează pe deplin tocmai acest lucru, continuând o tradiție începută chiar și de Liviu, care s-a ocupat de un alt subiect foarte sensibil, istoria securității, și consider că acești tineri cercetători, prin contribuțiile pe care le au, vor aduce corecțiile necesare la studierea acestor probleme sensibile. Referitor la carte, o carte, după cum vedeți, masivă, cu peste 600 de pagini, densă, informații foarte bine ilustrate și, în același timp, cu un stil care depășește academicul cu care noi ne-am obișnuit, cu acele informații stufoase, cu notații la fel de stufoase. Este o lucrare care ar fi fost păcat să nu fie în stilul acelor lucrări de spionaj, care le-am citit cu toții când eram mai mici, și îl face pe cititor să stea cu totul la gură, să citească în continuu cartea și să aștepte să vadă cum se încheie o anumită secțiune. Deci, cartea este scrisă într-un stil foarte frumos, foarte literar, bogată în informații. Este structurată în patru mari capitole, plus un cuvânt înainte al unui bine cunoscut om politic și chiar la un moment dat conducătorul acestui serviciu, fostul prim-ministru și șef al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care prin girul pe care și l-a dat punând acest cuvânt înainte, confirmă valoarea acestei cărți. Firesc, primul capitol este dedicat începutului Serviciului Român de Informații Externe, care poate fi găsit în primul război mondial, când la inițiativa statului major este înființat în 1917 printr-un document semnat de general Constantin Prezan, înființarea unui serviciu secret. Acest serviciu secret a evoluat
în 1924 cunoaște unele transformări, dar abia în 1927 se poate folosi termenul de serviciul special de informații. Perioada romantică, ca să spun așa, este legată indisolubil de un vestit spion, Mihail Morozov, care a fost numit la comanda acestui serviciu. El a imprimat o activitate deosebită acestui serviciu, care și după instaurarea comunismului încă se mai se apreciau unele activități desfășurate de membrii acestui serviciu. Acest serviciu este pus oarecum în mai multă funcțiune odată cu scoaterea Partidului Comunist în afara legii și pentru a contracara anumite acțiuni ale Uniunii Sovietice a fost activat mai mult pe direcția înspre Uniunea Sovietică, dar ulterior sunt înființate și alte direcții pe seama așa numitor frontului. Frontul de Sud, de Est și de Vest. Un alt segment în care a acționat serviciul a fost și atragerea unor personalități, atât românești cât și străine, care să facă propagandă sau să prezinte într-o manieră pozitivă regimul comunist. Și sunt și e de notorietate, cred că a fost cel mai mare succes al serviciului, readucerea marelui savant Henri Coandă la sentimente pozitive față de țară. De fapt, el a avut întotdeauna, a rămas un român, oriunde a fost și a manifestat sentimentul de dragoste față de țara sa, dar prin conlucrarea pe care a avut-o reprezentanței Serviciului de Informații cu Coandă, acesta a fost convins să se întoarcă în țară și ultimii ani a desfășurat mai mult în România și a murit chiar la București, dacă nu mai așa. Alături de acest eveniment, mai este amintit normal faimoasa rețea de spionaj de la sediul NATO, rețeaua Caraman, cu acele rezultate spectaculoase ale sistemului de spionaj românesc din perioada respectivă, dar dacă citim cartea, aflăm un deznodământ care ne arată că nu a fost numai valoarea totuși a spionilor români, ci a fost o conlucrare între spionajul francez, coordonat direct de președintele Charles de Gaulle, care dorea să scape de NATO, de pe teritoriul Franței, și se pare că autoritățile franceze au știut de activitățile noastre și chiar le-au favorizat în desfășurarea lor. Într-o scurtă concluzie, pentru a nu vă plictisi, recomand cu căldură această carte. Este o carte scrisă, cum spuneam, fără a avea o patimă, atât pro sau contra, prezintă în mod real cum s-au desfășurat lucrurile, pe baza unor documente și a unor informații extrem, extrem de bogate. Și apreciez acest stil foarte literar, foarte plăcut cititorului și dorim în viitor să avem cât mai multe astfel de cărți legate de instituții care au funcționat în perioada de dinainte de 1989 și acestea ne vor lumina, sperăm, în ceea ce a fost în timpul regimului comunist. Vreau să vă dau un exemplu pe care poate unii dintre noastră v-ați avut cunoștință, pe care și care ține de ceea ce poate să facă un serviciu de informații interne. E cazul a ceea ce s-a întâmplat, iată, pe finalul anilor 80, la Iași, cu studenții nemulțumiți din căminele Universității Ieșene. După cum știți, prin 1987 au fost demonstrații acolo, studenții au ieșit în stradă, nu era căldură, nu era lumină, nu erau multe. Și nemulțumirile de atunci. O parte, cum a reacționat securitatea? O parte dintre studenți au fost chemați la o discuție directă cu un ofițer de securitate. Dar alți studenți au fost
nu doar chemați la o discuție, ci și recrutați ca și agenți informatori, agenți de influență și așa mai departe. Acești studenți au fost trimiși apoi în rândul prietenilor și i-au influențat, așa se numea, operațiunea influențare pozitivă, ca lucrurile să fie liniștite. Asta pentru securitatea pe plan intern. Asta poate să facă un serviciu de informații interne. Dar gândiți-vă ce poate să facă, și a arătat Florian aici, un serviciu de informații externe. Un serviciu de informații externe este elita, este practic spuma oricărui serviciu de securitate și informații pe care poate să-l aibă un stat. De aceea, când se vorbește despre informații externe, despre oamenii care lucrează în spionaj, și ei, cei care lucrează acolo, se socot a fi elita spionajului, elita culegerii informațiilor în această zonă foarte sensibilă a ceea ce înseamnă războiul secret. Pentru că nu poți, ceea ce nu poți obține la lumină, poți să o faci după perdea. Chiar sfidând orice norme morale sau orice norme care țin de legalitate cunoscută în orice stat se acționează. Găsiți aici o sinteză scrisă foarte frumos într-un stil care e foarte vioi, așa cum spunea și Cristi, care amintește de acele istorii ale spionajului, ale istoria CIA-ului, ale Tim Miner, deci într-un stil clasic, adoptat în Occident, pentru ca orice cititor care vrea să citească sau e interesat de acțiuni, de spionaj, de puțină adrenalină, să poată accesa un asemenea mesaj sau informația pe care o putem, iată astăzi, poate fi pusă la dispoziție din această arhivă, pe baza documentelor din Arhiva Securității și pentru cititorii din România.